Să continuăm cu uitatul în camerele oamenilor. Ce e aici? Ce este acolo? Nimic interesant. Am pierdut. Am pierdut firul. Dar am venit din stânga, nu? Da, ok. Hai, intrăm pe aici și plecăm mai departe. Plecăm mai departe. Plecăm mai departe. Vrei să mergem la tine? Da, e fix lângă tabra noastră. Nu cred că putem scrotărim de acolo. What the f... There we go. What the fuck? Cum să nu poți scrotări? Ce vorbești? Cum îndrăznești? Vorbești la ceva. Bes! Bes! Stai aici. Deschide inventory, Bes. Doar atât ai luat, Bes? What the fuck? Sau le-au pus la mine în inventory? Poți să le pus la mine în inventory. Trimetal, avem ceva acum. Bes nu poate să le care. Ok, le care, nu-i nicio problemă. Nici o problemă. Unde e Alicia? Hop. Vedem ce se întâmplă. Back off. I know how to use this gun and I'm not afraid to shoot if you try anything. Whoa. I've put up with their shit long enough. No more. I'll kill them if they get in my way. N-am venit aici să te rănesc. Then what the hell do you want? Don't try anything, I mean it. Vreau doar să vorbesc cu tine, atât de tot. Okay, but this better not be a trick. Bitch! Alice, Andy te folosește ca să... pe tine ca să ia banii de taică-tă. What are you talking about? Andy wants to help me leave this hole, doesn't he? Nu, uite-te la nota asta pe care am găsit-o în camera lui. That son of a bitch! I'll take the money and I'll kill him too. Ce vrei de fapt să faci, Alice? I don't know what I want, but I hate this place and I hate these people. It all used to be so simple. Why did they change? Why can't they see my pain? Țin la tine, felul lor. Do they? Look at my mother. All she cares for is a patch of bare dirt where nothing green will ever grow to feed us. My father, a trading business that he'll never own, risking his neck every day against wastelanders and cutthroat merchants. And I'm supposed to be part of those dreams? What about my dream, stranger? What about me? Speed 17. Numai tu poți să răspunzi la întrebarea asta. It's all me, isn't it? The pain, the anger, my joy. All of that's just me. I should have met you before, stranger. Thank you. Okay. Hello, doamna hostesă. Alice left, didn't she? I can't believe you let her go. Some help you've been. Mai devreme să mă trezesc, aș fi plecat oricum. Yes, I suppose you're right. Please, accept half of our reserve. We'll manage, somehow, as we've always done. $500, nu trebuie ține-i. We do need it, stranger. Still... I wish there was something we could give you in return. If you see Alice again, please, tell her we won't hold it against her. Tell Alice that we love her. Văzut șansa să-mi crească karma, trebuie să profit de ea și XP, de ce nu? Hai. Quest completed! Woo! Probabil o să vedem pe Alice cândva, poate, dacă nu moare. Dar a zis că știe să folosească o armă. Poate chiar s-a dus în Vegas, nu drag să știe. Ok, avem niște fier vechi cu ocazia asta. Putem să mai facem, hai să vedem ce mai putem să facem. Vreau să spuneți niște obiecte. Urmă mi-e vreo. Camping tools, nu. Rotiță? Idle markers, nu. Blueprints. What? Pentru? Activate blueprints. N-am blueprints. Stai un pic, mai zi o dată ce ziceai. Start blueprinting and take some first. Ok. Different
tools? Ah, o scară. Zidul, ceva... Aha. Ah, deci pot să le fac aici. Da, 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 da. How? How, how? Ok, tu vreau să vii mai aproape ca să văd ce dracu se întâmplă aici. Dar nu, vrem deocamdată să facem ziduri. După aia vă scurează casele. Ok. Are scară? Nu arată rău, îmi place ăla. Stâlp, o torță. O, torță. Un butoi. O... chestie. Altă chestie. Aha, o podea. Așa. Altă podea sau acoperiș, cum vrem noi. Scară înapoi la scară. Ok. Turnul ăsta vreau să-l pun undeva, nu știu unde. Că arată mișto. Să știu unde e, să vadă lumea că eu stau aici. Punem bolovanul ăsta. Jesus Christ, cât de departe trebuie să fii ca să mergi. Nu mergi nicăieri să... Ok, așa, aha, aha. Am înțeles cum este. Acolo zici că tu că ar fi prins, a? Că? Oh. Are funcție. Ok. Well. Deci trebuie sursă de curent ca să funcționeze. Torță. Torța cooperează cu mine. Bă, cam mare torța asta, că fac divers. Că? Că? Aha! Și aici? Aha! Ok, și una aici. Perfect. Ok, backspace. Eram la... Alea, defense tools. Farming tools, camping tools, defense tools, hai să vedem. Defense tools, ok, sandbags, fortificații, pillbox adică, un turn, n-ar strica turnul ăsta, n-ar strica deloc, un gardă sârmă, cu poartă, gardă sârmă din aia, gard de checat. Așa, mă! Asta ne trebuie, nu? Gard serios, adevărat. Deși e din lemn. Alternativ e... Care diferența? Asta n-are doi stâlpi? Asta o fi poartă? Nu pare să fie poartă, par legate de el. Și asta pare să fie continuare la ăla. Saj de nisip, saj de nisip. Buncăre. Așa, ne-am întors la chestiile noastre. Ok. Lemnii sunt... Unde să începem noi să le punem? În partea asta, zic, nu deocamdată lângă stradă. Hup, 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 hup. Sunt bune, sunt poziționate bine? Care era butonul? Nu. O să fie potrivite cu astea. Da, ok, următorul. Aha. Alt? Nu, cu E, corect? Fuck me. Cu E e distanța. Deci between zooming and rotating place, activate. Așa. Erp, erp. Arată ok. Arată bine. Și o să punem ieșirea pe aici. Și ok, da, da. Intrarea o punem pe aici. Strâmtă. Claustrofobică, numai bun, ușor de protejat. Acum vreau să te duci mai așa să poți să te pune bine. Și băgam un pământ până în capăt. Da?
Da. Au consumat un copac undeva de lângă mine? Avem copaci undeva de lângă mine? Că fapt divers. Asta e poartă cumva tot. Mă gândesc eu la asta. Nu, nu e. Vedeți că e continuare de la asta să fie... Să fie... Nu, să nu fie probleme cu stâlpii. Oh, nu, nu. Ca fapt divers ești. Orientată cum trebuie? Răspunsul este... Nu-mi dau seama. Răspunsul este nu. Așa? Prea mult? Prea puțin? Prea mult? Prea... Vreau să fie la unghiuri, dar bineînțeles. Greu de dat seama. Așa, ok. Dă-te mai așa să văd eu unde ești. Pic mai spre partea asta altă. Da, arată bine. Nu știu unde ai văzut-o cu paci pe lângă mine, dar ok. Și continuăm în direcția asta. Da. Dacă n-aveți cheie să vedeți altceva, probabil nu o să mă fac nimic decât să construiesc casele pe aici. Deci, dacă n-aveți cheie să vă vedeți cum construiesc fortificațiile, puteți să vă săriți la video următor. Salut, Warpig! Iar joc sim, da, iar joc sim. Fuck, iar nu-i cum trebuie, nu? Nu? Sau? Bă, tu ești sau nu ești cum trebuie? The fuck, nu-mi dau seama deloc. Te potrivești cu strada asta? Răspunsul este... Cam da? Cam nu. Crap. Nu știu, se potrivește, pare un pic câș. Prea mult, prea mult. Succes? Acceptabil de mult succes. Să mai lăsăm o intrare pe aici, dar nu avem aia acolo. Într-un timp poate trebuie intrare pe aici. Pic mai jos, să nu pare că ești ies din pământ. Ok. Ta-da! Cineva s-a blocat în ele. Azi că intrăm noi în partea altă. Și avem intrarea pe aici, nu? Da. Sau pe aici. Aici e prea... prea denivelat. Nu că pe aici ar fi un pic mai puțin denivelat, dar e un pic mai puțin. Aia. Iar faci căcatul ăla că e strâmbă. De ce nu poate să fie potrivit de strâmbă? Fuck you! For fuck's sake! Perfect! Asta vroiam de la tine, Christ, nu era așa de greu. Zidurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Singurile și fericirea? E bine? Pare bine. Aha! Aha! Ziduri, bă, nu ce-au aia. Să lăsăm asta totuși, măcar asta are un pic de spațiu verde pe aici, liber. Măcar. Zidurile și iubire. Să poate intra un pic de podea acolo. Și lăsăm așa. Că fapt divers cât de mare e poarta asta. Poarta. Poarta? Atât de mare e poarta asta. Ok. Se cam potrivește și bineînțeles nu e potrivită dreapta. Arată. Stai că avem aici șina. Stai un pic, șina nu trebuie să fie în spate? Da, ai dreptate. Că altfel îți blochează aia șina și nu mai deschizi poarta. Derp. E bine. Au căcat că e în partea asta altă. Dezamăgitor.
Vreau să fie în partea unde e... Cricket! Da, alternativă, punem partea asta și ne bat... Ne doare în cur, dăm cu o poartă. Nu? Da, da, poate să ne doare în cur, dăm cu o poartă. Nu? Relativ? Crap, că nu ăla era butonul. C. Arată bine, ajunge până aici. Da, ok. Aici e un pic cam strâmbă. Cred eu. Black space. Bineînțeles că e un pic cam strâmbă, că e asta cam mare. Ok. Putem să punem gard în partea asta, oricum să blocăm și ieșirea asta. Ok, ok. Dang, chip fuck. Ia să vedem iar asta cum îl punem noi la loc. Să îl punem în așa, să nu blocheze asta toată poarta. A, un pic așa. Ok. Aici e ok. Aici tot nu e ok. Da, ok, o să-mi așa. Ta! Ok, cam trece prin zid. Dar e acceptabil. Nu? Arată ok. Nu e cine știe ce poartă la rezistență, că dacă vii cu un topor, cu un baros mai serios să faci, dar, nu. Să avem oameni în turnuri, căcaturi, care... Oameni care poate să oprească astfel de accidente. Pe tine... Ia trebuie să te orientăm, nu? Ah, crap. Zzzt. Ia, trebuie să te orientăm serios. Acceptabil. Stai un pic mai sus, mai așa. Ce facem până la clădirea asta? Ne... Tu îmi faci te invers. Sims. Ce e mai interesant este? Gâdă că Sims pentru mine. Post-apocalipta. Că am jucat ăla, cum dacă zicea, State of Decay și mă enerva cât de proaste erau, arătau fortificațiile alea. Cât de nefuncționabile. Oh, stai, what? Asta are lemne așa? Asta e diferit? Ah, dar bine, are lemne pe interior, căcat. Am înțeles. Deschizi, nu-ți deschide oricum. Sau mai putem să punem o poartă și aici. Din două porți. Da, nu, mai e ușor de păzit, da. Deocamdată lăsăm așa. O singură poartă în partea asta. Sau poate mai multe, că văd că, na. Că văd că nu... Deci... Ce nu ești pus pe diagonală? Au găsit... În loc... Poate nu sunt eu direct nord... vest, est? Est, vest? Și de-aia să stea câși? Acceptabil. Prima așa... Mai așa. Ok. Nu se poate intra pe aici. Nu se poate intra pe acolo. Arată cam glitchuit, adică știi, cum sunt lipite unul de altul. Cam gaură acolo pe unde poate să intre creaturi. Dar având în vedere că e la fel de mare cât e gaura aia altă. Ce am făcut? S-a stricat aranjamentul? Nu. Ok. Mod, mă, adevărat, tot fac. Așa? Bineînțeles că o să fie
pus la nivelul casei alea, că aia e strâmb. Poate și veni zidurile strâmbe cu ocazia asta. Fucking hell. Așa e sigur, măi, palura? Nu, sigur, mi-a zis că nu sigur. Așa, să vedem. Nu e mai mare casă de aici, deci e ok. Marele zid! Și după aia bine să dărâm că vreau să mă extind spre clinică. Dar, ok. Eu cam dată stăm bine. Hai să ferim din casa asta cumva. În spate. Sau să integrăm casa asta cumva în apărare. Putea să intre în casă, dar... Sau poate n-are copaci, doar 10, că am fost și am luat copaci. Ar fi ceva dacă ar duce doar așa. De fapt, diverse, nu cred că avem destul loc de... Avem, putem să punem în partea asta? Putem? Oare? Oare putem? Că fac divers. Tu nu ești aliniat, nu? Ba? Ba? Ce tabel de aliniat? Da, ok, acum manci puțin. Tererip, tip, 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 tererip. Tererip. Adică nu e singurul loc cu intrări ciudate în lumea asta. Și mai sus. Mai deschis sus. Aha! Avem o poartă aici. Se pare că ai nu știu, știu să evite să nu fie agățați acolo. Mai e o gaură acolo. Care să zicem că s-ar putea cărțăra cineva. Adică eu pot să ajung aici. Să trebuie stupată. Dar am în vedere că se pot urca și pe acolo. Mă gândesc că ne ajunge. Punem un turn și rezolvăm problema dacă e. Ok, și facem aici din colț până în colț. Din colț până în colț. Și după aia punem o poartă în direcția asta. Câța. Ave Maria. Și ne folosim de ușă. Gaura asta de ușă. Da. Sună inteligent și pentru mine. Chiar pentru mine sună inteligent. Arată bine? Excelent.
Che bene che ho rialzato il microfono qui da quello. Arată bine, dar vreau să dau mirror, da, să fie și în partea asta, dar fierul ăla în partea altă. Da, ok. Mai zici ceva? Ar vrea să pun gardul ăsta să vină aici, dacă tot e acolo. Când dreapta nu prea mă ajută cu mare lucru. În dreapta spun gardul ăla alt oricum. Alternativ. Scaling. Hai să încercăm. A, nu, stai. Hop. L, mic, mare. Da, cât mai mare, te fac. Și am cum am futut. Am futut iar. Perfect. Mai mult, mai puțin. Găsesc eu ce să pun în partea altă. Pune ceva tablă. Nu știu. Vedem. De ce e... A, da, că este mai așa. Ok, am înțeles, am înțeles. Pic mai sus. Sau mai în față. Da, ok. E ok. Să ved un pic de șine. Aha. Am impresia că e loc în partea asta. E ceva loc, dar nu cred că poate trece cineva pe acolo. Putea să mișcăm mai în dreapta, ca fapt divers. Da. Mișcăm fix la ramă aici. A, să fie și un pic blocat de roată. Asta. Și în dreapta să fie un turnul ăsta să mai blocheze lângă gaura asta. Arată ok. Edi, fă loc. Zip. Ce mai avem noi pe aici? Avem... Da, asta. Putea să punem asta aici. Asta e să nu blocheze sârma aia. Asta-i poarta cu încuietori. Un pic cam strâmbă, nu? Da, e un pic cam strâmbă. Ok. Portiță mea. Efecte! Deci eu v-am avertizat. Dacă deja v-ați plictisit, trebuia să plecați de mult. Dă-te un pic așa. Câș? Stai așa. Mai așa. Mă ghimpat în partea asta, la altă... Arată ok. Da. Bun. Ei, mai avem un... Putea să punem ăsta, nu vreau să pun ăsta. Vreau să văd dacă ăsta mare ajunge în partea asta altă. Dacă o pe ăsta toată intrarea aici, o să rezolvăm o problemă. Oh, perfect. Se pare că așa face. Așa face, zic eu, dar... Lasă loc? Sau mi se pare mie? Hei! Dați-vă și voi la o parte, vă rog. Hai. Hai mai cu talent! Lasă un pic de loc. Dezamăgitor. Rămâne gaura asta. Putem să o stupăm cu altceva. Bine să rămâne și gaura asta, da, ta punem sârma aici, gata. Da, nu-i rău, adică... De intrat putem intra aici, folosim... Sârmă ghimpată în partea asta. Nu zic, trebuie să dăm mai așa. Mai câș. Mai câș! Mai câș, mai câș. Mai câș? Atât de câș? Prea câș. Așa e bine. Punem dinăuntru. În afară. E buffer zonă. Se poate uita lumea. Punem mai degrabă afară. Vedem cum arată dacă e pus afară. Bineînțeles, afară poate să taie din ea. Pic mai mult în afară atunci. Da, nu, îl pun e mai bine înăuntru. Și dacă iese sârma aia pe sus, e. Trebuie să iasă oricum.
Ah, e rupt acolo, de-aia mi se părea mie. E spațiu? Nu prea. Simți, mă, ce știți voi? Arată ok. Ce am făcut divers? Putem să... punem poziția asta, dar nu o punem aici, jos, unde poate să cațăre peste ea, nu are rost. Strategie, mă, ce știți voi? Nu. Mhm. Mhm, mhm, mhm. I take this very seriously. Câteodată că până nu mi-au soldați, nu o să mă atace nimeni, dar... e ceva pe care am vrut să-l fac. Așa ar trebui să arate un fort, mai mult sau mai puțin. Solid, gândit cu cap, nu căcatul ăla de... State of Decay. Aici nu... ar putea să urce pe asta, totuși. Putem să facem așa, totuși, cumva... ca să prindem colțul ăsta și pe aia punem sârma acolo. Fii mai sus? Da, I guess. Trebuie sârmă serios aici. Aia e sârmă pentru toți. Trebuie să dau înapoi, că sunt mai înapoi, nu? Da, aproape. Hai, sârmă, întoarce-te pentru mine. Ok. Întoarce-te pentru mine, sârmă. Cred că am făcut tot meciul cu manevra aia. Da, ok, bineînțeles, cineva poate să stea aici să tragă dacă e nevoie. Și bineînțeles, avem poziția asta care... e aproape la fix. Maxim. Shit. Știam că trebuie să pun aia. Oricum o să avem partea la altă deschisă completă aproape. Deocamdată cam e lene să stau atât de mult pe chestia asta. Not ok? Da, și acum putem să punem saci de nisip care erau în direcția cealaltă, dar nu, spalul ăla-i bău. Aha, în direcția asta sau în altă? Un pic mai așa, ca să poată să tragă, nu știu, după colț dacă e. Adică să poată să pună armamentul greu pe saci de nisip fără să intre, încurce sârma, știi? Dacă știți ce vreau să zic. E poziție de tragere în care nu poți să intri fără să nu fii împușcat, teoretic. Bineînțeles, după aia poți stai sârma. Asta ar putea să fie o problemă. În speranță e că nu o să ajungă să taie sârma, e? Speranța moare ultima. Bineînțeles, cu cât e mai aproape, cu atât poate să pună mai mult, dar... cam atâta, trebuie să fie o armă lungă, nu? E bine, nici pe aproape. Nu trebuie să fie până în colț, nu? E prea sus. Aha, aha. Ok. Arată ok. Acum să intrăm și noi pe poartă. Taca, 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 taca. Mm.
Acum o întoarce așa, nu, invers. În caz că intră cineva, să aibă alte probleme pe cap. Să nu poată să treacă până nu trec de sârma asta ghimpată. De saci ăștia de nisip și ce paznici vom avea noi aici. Un pic mai jos. Aaaa, arată bine. Băi, și nu mă atacă nimeni, dar... Amuză, it's creativ să gândești așa. Ok, și aici avem... Oh, avem... Spune că se poate intra în spate pe aici. Ah, dezamăgitor. Trebuie să vreau să încuiem. Nu putem să avem o ușă care duce așa, dar alternativ... Putem să-i stindem zidul așa și să ținem asta încuiată. Da, cred că așa facem. Stindem zidul în drum. După aia blocăm drumul, dar pula mea nu. Nu par circulă chestii pe drumul ăsta. Nu? Așa țin eu minte. Mașinii nu prea mai funcționează. Ne-am pus o strâmb? Posibil să fi pus strâmb. Shit. E strâmb? Fuck it? I don't know. Object spawning ended. Let's try this again. Items. Start object carrying? I am aiming my crosshair. Așa, mersi. Știam eu că se poate face așa ceva cu el. Ce puțin am bănuit. Cum era ideea? Ok. Ok, și aici putem să intrăm, e păzit, bineînțeles poate să spargă zidură dacă chiar vor să spargă. Sunt fortificații acum, putem să tragem încolo în caravana, what? What the fuck? Ok, cancel. Ce e cu tine, băi? Alo? A, mercenar? Ești cu caravana aia? Care nu a mers pe pod, ok. Sau cu caravana asta? Că vorbi, n-avem treabă noi cu caravana deocamdată. Deocamdată arată bine aici. O să punem în spate ceva dacă e... După aia putem să mărim zidurile oricum. Bă, a trecut o oră. Am găsit un bunker. Domnul Fisk. Ok. Nu zic nimic, nu spunează aici. Facem la fel aici, sârmă și saj de nisip? Da. Să-mi dea un pic de putere de foc în direcția asta. Adică arc de foc. Ok, best e timpul să mai construim niște ziduri de lemn. Să mai defrișăm secțiunea. Start object spawning. Idle, blueprints, different, defense. Ta-ta-ta-ta. Nu asta, asta l-alt. Și bineînțeles vrei lemnul ăsta de aici, de să pune la bordură acum. Să fie pe interior, că altfel pot folosi să urce pe el. Dracu, găsim noi așa lemn în deșertul Mojave, nu știu, dar... No. Acum.
Ok. Pare bine. Pic așa. Pare bine. Da, ok. Colțul ăsta de casă o să ne dea nouă probleme. Dar putem să ne folosim așa pe el. Să facem zidul mai câș. Sau putem să facem o rampă pe colțul ăsta de casă, de zid. Adică ar fi pur și simplu, ar fi simplu, știi, să construiesc așa doar lemne din cap până în altul. Dar ideea e să fie totuși un pic... Să pare cum ar fi... Na, problematic, făcut din deșeuri. Din ce s-a găsit pe aici, știi? În interior... Putea să facem așa. Ne. Ok, mai pe așa. Un pic mai sus. Un pic mai așa. Ok, un pic mai mult în partea asta. Nope. Pic mai așa. Un pic cam mult așa. Pare bine acum. Pare. But ok. Dar ăsta chiar că-l dărâmă oricine cu ce găsește. Crap! Ah, nu, am pus. Ok. Când am solicitat. De. Pune un gard de sârmă aici. Putea să facem la fel aici. Folosi cam multe lemne în direcția aia, dar... Ei. Aici ideea e că poate să fie fortificat. Asta e ideea. Dar mă, ocolește și tu. Hei. Găsește-ți de lucru. Și asta n-ar strica că ajunge până în capăt. Să-l vedem aici. Divers. Aha, chestii blocat acolo. Chestii, nu chestii. Și-o trecut până el. Bravo! Ai dovedit cât de... Cât de inutile toată construcția asta. În fine, tovarăși. Cred că o să termin stream-ul aici, o să termin și video aici. O să continui să fac asta pentru că mă amuză. Și o să vă arăt ce s-a văzut, ce am rezolvat. Seara de viitor. Sunt de vizionare. Ne vedem data viitoare. O seară bună, un weekend plăcut și nu ne vedem în weekend. Am chef.